Cineva și-a amintit atunci că auzise prin oraș vorbindu-se de un anume Zoro, îmbrăcat în negru și mascat. Care Zoro? Ce Zoro? Zvonul s-a împrăștiat cât ai zice pește, cineva a arătat spre Diego, care a salutat cu o reverență, apoi s-a cățărat pe corzile trapezului. Exact când Bernardo îi făcea semn, s-au auzit tropote de cai. Îi aștepta. S-a răsucit și a rămas atârnat doar de picioare, legându-se în aer deasupra capetelor spectatorilor. După câteva minute, un grup de soldați francezi a intrat cu baioneta gata de atac în urma unui ofițer care urla amenințări. S-a făcut panică, lumea se înghesuia să iasă. Diego a profitat de momentul acela pentru a aluneca în jos pe frânghie. S-au auzit focuri de armă și s-a creat o hârmălaie grozavă, oamenii fugeau, împingând soldații. Diego s-a strecurat ca o nevăstuică și s-a apucat să taie împreună cu Bernardo corzile exterioare ale cortului, care s-a prăbușit peste cei rămași înăuntru. Zăpecea la produsă le-a dat timp să încalece și să o ia la galop spre casa de Romeu. Pe drum, Diego și-a scos capa, masca și mustața. Și a făcut socoteala că avea să treacă ceva timp până când soldații să iasă la lumină, să constate că țiganii fugiseră și să organizeze urmărirea. Mai știa că a doua zi numele lui Zoro avea să fie pe toate buzele. De pe calul său, Bernardo i-a aruncat o privire încărcată de reproș, lăudă îl putea costa scump dacă francezii începeau să răstoarne pământul în căutarea misteriosului personaj. Au ajuns cu bine la destinație, au intrat pe o ușă de serviciu, iar după câteva minute luau ciocolata împreună cu Juliana și Isabel. Nu știau că exact atunci tabăra țiganilor dispărea în flăcări. Soldații aprinseseră paiele din arena, care ardeau iasca și focul s-a întins repede la prelata veche. A doua zi la prânz, Diego s-a postat în catedrală. Zvonul celei de-a doua apariție a lui Zoro făcuse ocolul orașului și ajunsese și la urechile lui. Într-o singură zi enigmaticul erou captase imaginația populară. Litera Z a fost văzută pe mai multe ziduri. Era opera entuziaștilor dispuși să limite pe Zoro. Exact de asta avem nevoie, Bernardo, de mai mulți Zoro care să îi zăpăcească pe urmăritori, a fost de părere Diego. Biserica era pustie, numai doi țărcovnici schimbau florile din altarul principal. Domnea o penumbră rece și calmă ca de mausoleu, aici nu pătrundea lumina soarelui și nici zgomotul străzii. Diego aștepta pe o bancă, înconjurat de sfinți și inspirând mirosul metalic inconfundabil de tămâie care impregna pereții. Bătrânele vitralii filtrau reflexe colorate, care scăldau locul într-o lumină ireală. Liniștea acelui moment i-a amintit de mama lui. Nu mai știa nimic de ea, de parcă s-ar fi topit. Se mira că nici taică său, nici părintele Mendoze nu pomeneau în scrisorile lor și nici ea nu-i trimisese măcar câteva rânduri, dar nu era neliniștit. Dacă i s-ar fi întâmplat ceva rău, ar fi simțit. După un ceas, când era gata să plece, sigur că n-avea să vină nimeni, Amalia a apărut ca o fantomă lângă el. S-au salutat din priviri, fără să se atingă. Ce o să faceți acum? A întrebat-o în șoaptă. O să plecăm până se mai potolesc lucrurile, o să uite repede de noi. Au dat foc taberei, ați rămas fără nimic. Nu e ceva nou, Diego. Noi romii suntem obișnuiți să pierdem totul, am mai pățit-o și înainte, se va întâmpla și mai târziu. Am să te mai văd vreodată? Nu știu, n-am globul de sticlă la mine, a zâmbit femeia, ridicând din umeri. Diego i-a dat ce reușise să adune, cea mai mare parte din banii trimiși de acasă, plus ce adunaseră fetele de la Juliana, i-a dat un pachețel învelit într-o batistă. Zice Juliana că e o amintire de la ea. Amalia a desfăcut batista, conținea o diademă de pearl, aceeași pe care Diego i-o văzuse de multe ori, era bijuteria ei cea mai valoroasă. De ce? A întrebat uimită Amalia. Bănuiesc că din cauză că ai scăpat-o de la căsătoria cu Moncoda. Nu e sigur, poate că soarta ei este să se mărite totuși cu el. Niciodată. Acum Juliana știe ce canalie e tipul. Inima e capricioasă, a răspuns ea. A pus bijuteria într-o pungă ascunsă în fustele largi și suprapuse, a făcut un gest de adio către Diego și s-a topit în umbra rece a catedralei. După câteva clipe alerga pe străduțele care duceau la Ramblas. Cu puțin timp înainte de fuga țiganilor și înainte de Crăciun a venit o scrisoare de la părintele Mendoza. Misionarul scria odată la șase luni, dându-i vești de acasă și de la misiune. Spunea, de exemplu, că delfinii se întorseseră pe țărm, că vinul de anul ăsta ieșise acru, că soldații o arestaseră pe bufnița albă pentru că se repezise la ei cu bastonul în apărarea unui indian, dar că fusese eliberată la intervenția lui Alejandro de la Vega. De atunci, tămăduitoarea nu mai fusese sezărită pe acolo. Cu stilul lui energic și precis, îl emoționa pe Diego mult mai mult decât misivele lui Alejandro de la Vega, un fel de predici presărate de sfaturi morale, nu foarte diferite de tonul cu care îi vorbea. De data asta însă, scurta scrisoare a părintelui Mendoza nu era adresată lui Diego, ci lui Bernardo și era pecetuită. Bernardo a spart sigiliul cu cuțitul și s-a dus la geam să o citească. De la doi pași mai încolo, Diego l-a văzut schimbându-și culoarea feții pe măsură ce descifra scrisul ascuțit al misionarului. Bernardo a citit scrisoarea de două ori, apoi i-a întins-o fratelui său. Ieri, 2 august 1813, m-a căutat la misiunea o tânără indigenă din tribul Bufniței Albe. Era cu copilul ei, un băieței de 2 ani și ceva, căruia îi spunea simplu, Nifio. M-am oferit să-l botez cum se cuvine, explicându-i că altminteri sufletul inocentului e în pericol, căci dacă Dumnezeu îl cheamă la el nu poate ajunge în cer, rămânând să rătăcească în lem. Indianca a refuzat potezul. A spus că așteaptă întoarcerea tatălui, el va alege numele. A refuzat să asculte cuvântul lui Hristos și să rămână la misiune, unde ea și copilul ar duce o viață civilizată. Mi-a dat același argument, când se va întoarce tatăl copilului, va lua o decizie în privința asta. N-am insistat, căci am învățat să aștept răbdător ca indienii să vină din propria lor voință, căci altfel convertirea lor la credința adevărată nu e decât o spoială. Numele femeii e fulgerul nopții. Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți îndrume pașii, fiule te îmbrățișez în numele Domnului nostru Isus Hristos, Părintele Mendoza, Diego i-a restituit lui Bernardo scrisoarea și au rămas amândoi tăcuți, în timp ce lumina zilei scădea la fereastră. Chipul atât de expresiv al lui Bernardo era parcă tăiat în piatră. Și a luat flautul și a început să cânte o melodie tristă, ca să nu fie nevoit să dea explicații. Dar Diego nu îi le cerea, căci simțea în piept bătăile inimii fratelui său de lapte. să clipa să se despartă. Bernard Bernardo nu mai putea trăi ca un băietan, îl chemau rădăcinile, trebuia să se întoarcă în California și să-și asume noile responsabilități. Nu se simțise niciodată în largul său departe de pământul lui. Petrecuse câțiva ani în orașul acesta de piatră cu ierni înghețate doar din lealitatea de oțel care îl lega de Diego, însă nu mai putea, golul din inimă crescuse cât o cavernă fără fund. Dragostea absolută pentru fulgerul nopții era acum pe primul loc, căci n-avea nicio îndoială că acel copil era fiul lui. Diego a acceptat argumentele tăcute cu o gheară în piept și a răspuns cu un adevărat discurs și din inimă. Trebuie să pleci singur, frate, căci eu mai am câteva luni până să termin colegiul de umamoare și să o convind pe Juliana să se mărite cu mine, dar înainte de a mi declara sentimentele și a-i cere mâna de la Don Thomas trebuie să aștept să se refacă după dezamăgirea pe care i-a produs-o Rafael Moncoda. Iartă-mă, frate, știu că nu e cazul să te bat iarăși la cap cu visele mele de amor, ci să vorbesc despre tine. În anii ăștia m-am distrat ca un copil răsfățat, în timp ce tu erai bolnav de dor după fulgerul nopții, fără să știi că ți-a dat un fiu. Cum ai reușit să suporți? Nu vreau să pleci, dar locul tău e în California, asta e sigur. Acum pricep eu ce și tata și tu mi-ați tot zis, că destinele noastre sunt diferite, că eu m-am născut cu o avere și niște privilegii pe care tu nu le ai. Nu e corect, pentru că suntem frați. Într-o bună zi voi fi stăpânul domeniului de la Vega și atunci jumătate va fi a ta, dar până atunci am să-i scriu lui tata să-ți dea destui bani ca să te instalezi cu fulgerul nopții și cu copilul unde vrei, nu trebuie să stai la misiune. Îți promit că familia ta nu o să ducă lipsă de nimic. Nu știu de ce mă smior că ca un plod, pe semne că deja mi-e dor de tine. Ce am să mă fac fără tine? Nici nu-ți închipui câtă nevoie am de puterea și înțelepciunea ta, Bernardo. S-au îmbrățișat, mai întâi emoționați apoi râzând forțat, căci nu voiau să pară sentimentali. Se terminase o etapă din tinerețea lor. Bernard nu a putut pleca imediat, a trebuit să aștepte o fregată din marina comercială care să-l ducă în America. Avea foarte puțin bani, dar i s-a permis să-și plătească biletul muncind ca marinar. I-a lăsat lui Diego o scrisoare în care îi recomanda să nu se lase încălecat de Zorro, nu doar pentru că risca să fie descoperit, dar și pentru că personajul ar fi putut pune stăpânire pe el. Nu uita că tu ești Diego de la Vega, un om în carne și oase, pe când Zorro e o creație a imaginației tale. Ea a fost greu să se desparte de Isabel, pe care o iubea ca pe o soră mai mică, temându-se că nu o va mai vedea niciodată, deși ea i-a promis de mii de ori că va veni în California imediat ce tatăl lor îi va da voie. Ne vom revedea, Bernardo, chiar dacă Diego nu o să se însoare cu Juliana. Pământul e rotund, dacă îl înconjor, într-o zi o să ajung la tine acasă, l-a asigurat Isabel, trăgându-și nasul și ștergându-și lacrimile cu mâinile. Anul 1814 s-a anunțat plin de speranță pentru spanioli. Napoleon era slăbit de înfrângerile din Europa și de situația internă din Franța. Tratatul de la Valencai i-a redat coroana lui Ferdinand al VII-lea, care se grăbea să revină în Spania. În ianuarie, Chevalier i-a poruncit major să-i împacheteze lucrurile, sarcină deloc ușoară, căci căra după el un adevărat avut princiar bănuia că Napoleon n-avea să mai stea prea mult la putere și atunci soarta avea să-i fie periclitată, căci în calitate de om de încredere al împăratului n-ar fi avut niciun viitor în orice guvern care ar fi urmat. Ca să nu-și sperie fica, i-a prezentat călătoria ca pe o promovare, avea un sfârșit să se întoarcă la Paris. Agnesi s-a aruncat de gât, încântată. Era sătulă de spaniolii sumbri de clopotnițele mute, de străzile care se goleau când suna stingerea, dar mai ales de gunoaiele care îi se aruncau între sură și de disprețul ce îi se arăta. Ura războiul, privațiunile, frugalitatea catalană și Spania în general. S-a apucat cu frenezie de pregătiri. Acasă la Juliana, sporovă ia voios despre viața mondenă și distracțiile din Franța. Trebuie să vii în vizită la vară, e perioada cea mai bună la Paris. Până atunci tata și eu ne vom fi instalat cum se cuvine. O să stăm aproape de palatul Louvre. Întreacât, i-a oferit ospitalitate și lui Diego, nu trebuia să se întoarcă în California fără să fi văzut Parisul. Tot ce era important acolo se petrecea, moda, arta și ideile, a adăugat ea, chiar și revoluționarii americani se formaseră în Franța. California nu era oare o colonie a Spaniei? Aha, atunci trebuia să-și dobândească independența. Și poate că la Paris lui Diego o să-i treacă măfturile și durerile de cap și o să ajungă un militar faimos, precum acela căruia în America de Sud i se spunea liberatorul, parcă Simon Bolivar, sau cam așa ceva. Între timp, în bibliotecă, Duchamp stătea la un ultim coniac cu Thomas de Romeu, omul cel mai apropiat de noțiunea de prieten pe care îl avusese în acești ani într-un oraș ostil. Fără a-i divulga informații strategice, i-a prezentat situația politică și i-a sugerat să profite de acest moment pentru a călători în străinătate cu fetele. Aveau vârsta potrivită pentru a descoperi Florența și Veneția, orice iubitor de cultură trebuie să cunoască aceste orașe. Thomas a spus că o să se gândească, ideea nu era rea, poate la vară. Împăratul a autorizat întoarcerea lui Ferdinand al VII-lea în Spania. Asta se poate întâmpla dintr-un moment în altul. Cred că e mai bine să nu vă aflați aici atunci, a insinuat Chevalier. De ce, excelență? Știți cât mă bucur eu de influența franceză în Spania, dar cred că la întoarcerea doritului se va termina cu gherila asta care ține de șase ani și țara se va reorganiza. Ferdinand al VII-lea va trebui să guverneze după Constituția Liberală din 1812. Sper din toată inima, pentru binele Spaniei și al dumitale, prietene! După puțin timp, Chevalier s-a întors în Franța împreună cu fică sa Agnes. Convoiul de trăsuri a fost interceptat la poalele pirineilor de o bandă formată din ultimii luptători aprici din Grila. Erau bine informați, cunoșteau identitatea elegantului călător, știau că era vorba de eminența cenușie a ciudadelei, răspunzător de nenumăratele schingiuiri și execuții. N-au reușit să se răzbune cum doreau, cât Chevalier era apărat de un contingent bine înarmat. Prima salvă a lăsat mai mulți spanioli într-o baltă de sânge, restul au fost căsăpiți cu săbile. Supraviețuitorii au fugit, lăsând în urmă răniții, care au fost lichidați fără milă. Totul durase mai puțin de 10 minute. Chevalier, care nu s-a mișcat din trăsură și părea mai curând plictisit decât speriat, ar fi uitat les confruntarea dacă un glonț rătăcit n-ar fi rănit-o pe Agnes. Ea a șters fața și ea a distrus un obraz și o parte din nas. Cicatricea oribilă i-a schimbat viața s-a închis cu ani în casa lor de la țară de la St. Maurice. La început, adânc deprimată pentru că și pierduse frumusețea, dar după o vreme a încetat să plângă și a început să citească altceva decât romanele sentimentale pe care le împărțea cu Juliana de Romeu. Treptat, a citit toate cărțile din biblioteca tatălui, apoi a cerut altele. În serile solitare ale tinereții ei întrerupte de glonțul fatidic a studiat filozofia, istoria și politica. Apoi a început să scrie sub un pseudonim masculin, iar astăzi, după mulți ani, opera ei e cunoscută în multe părți ale lumii, dar asta e altă poveste. Să ne întoarcem în Spania și la perioada care ne interesează. În ciuda sfaturilor lui Bernardo, în anul acela Diego de la Vegas s-a pomenit amestecat în niște evenimente care aveau să-l transforme definitiv în Zorro. Trupele franceze au părăsit Spania pe apă sau în maș forțat, avansând asemenea unui animal greoi sub insultele și pietrele aruncate de popor. În luna martie s-a întors Ferdinand al VII-lea din exilul aurii din Franța. Cortegiul regal a trecut granița în aprilie și a intrat în Catalonia. Lupta îndelungată a poporului pentru agonii invadatorul lua sfârșit. Inițial, entuziasmul național a fost debordant și necondițional de la nobil până la ultimul țăran, inclusiv majoritatea iluminiștilor de genul lui Thomas de Romeu, întoarcerea regelui a fost privită cu bucurie și toți erau gata să treacă cu vederea marile lui defecte care se vădiseră încă la o vârstă fragedă. Presupuneau că anii de exil îl maturizaseră pe acest principiu mediocru, că îl vindecaseră de gelozie, meschinărie și de patima pentru intrigile de curte. Se înșelau. Ferdinand al șaptelea era același om fricos, care vedea dușmani peste tot și se înconjura de lingăi. Un an mai târziu, Napoleon Bonaparte a fost obligat să abdice de pe tronul Franței. Monarhul cel mai puternic din Europa era înfrânt de o puternică conjugare de forțe politice și militare. La revolta țărilor subjugate, ca Spania, s-a adăugat alianța dintre Prusia, Austria, Anglia și Rusia. A fost deportat în insula Elbă, dar i s-a permis să-și păstreze titlul, acum ironic, de împărat. A doua zi a încercat, fără succes, să se sinucidă. În Spania, bucuria generală provocată de întoarcerea doritului s-a transformat în violență după doar câteva săptămâni. Sprijinit de clerul catolic și de forțele cele mai conservatoare ale nobilimii, armatei și administrației publice, proaspătul rege a revocat Constituția de la 1812 și reformele liberale, aruncând în doar câteva luni țara înapoi în feudalism. S-au reinstaurat Inchiziția privilegiile nobilimii, ale clerului și ale militarilor, s-a dezlănțuit o urmărire nemiloasă a disidenților și oponenților, a liberalilor, franțuziților și foștilor colaboratori ai guvernului lui Joseph Bonaparte. Regenți, miniștri și deputați au fost arestați. 12.000 de familii au fost nevoite să treacă granița pentru a se refugia în străinătate. Opresiunea luase asemenea forme că nimeni nu era la adăpost. Era de ajuns o simplă bănuială sau o acuzație neîntemeiată pentru ca omul să fie arestat și executat fără proces. Eulalia de Cales jubila. Aștepta mult întoarcerea regelui pentru a-și redobândi poziția de odinioară. Detesta insolența plebei și dezordinea, prefera absolutismul unui monarh, chiar mediocru. Deviza ei era, fiecare la locul său, un loc pentru fiecare. Iar al ei era în vârf, firește, spre deosebire de alți nobili care și pierduseră averile în anii revoluționari pentru că se cramponaseră de tradiții, ea nu avusese niciun scrupul pentru a apela la metodele burgheze de îmbogățire. Avea flair pentru afaceri. Era mai bogată ca oricând, era puternică, avea prieteni la curtea lui Ferdinand al VII-lea și era gata să asiste la distrugerea sistematică a ideilor liberale, care fusese pe punctul de a periclita o bună parte din ceea ce reprezenta viața ei. Totuși, ceva din vechea generozitate rămăsese ascuns în cărnurile ei mătăhăloase, căci văzând atâta suferință în jur și deschisese băierile pungii ca să ajute săracii, fără să-i întrebe din ce tabără politică făceau parte. Astfel, a ajuns să ascundă în casele ei de la țară sau chiar să trimită în Franța mai multe familii de refugiați. Fără să fie neapărat nevoie, căci situația sa era oricum înfloritoare, Rafael Moncoda a intrat imediat în corpul ofițeresc al armatei, unde titlurile și relațiile mătușel îi asigurau o avansare rapidă. În plus, îi sporea prestigiul când putea să se laude în cele patru zări că, în sfârșit, sluja Spania într-o armată monarhică, tradițională și catolică. Mătușa a fost de acord, fiind de părere că și ultimul idiot îi stătea bine în uniformă. Thomas de Romeo a înțeles atunci câtă dreptate avusese prietenul său, cavalerul Duchamp, când îl sfătuise să plece cu fetele în străinătate. Și a convocat contabilii pentru a vedea cum stă cu veniturile, dar a descoperit că n-avea din ce trăi decent în altă țară. În plus, se temea că, dacă ar fi plecat, guvernarea lui Ferdinand al VII-lea i-ar fi confiscat și cei mai rămânea. După o viață de om în care și arătase disprețul pentru aspectele materiale, iată că venise vremea să țină cu dinții de ce mai poseda. Sărăcia îl îngrozea. Nu și prea făcuse griji în legătură cu diminuarea sistematică a averii moștenite de la soție, crezând că o să ajungă să trăiască mai departe așa cum fusese obișnuit. Nu se gândise niciodată serios la ipoteza de a-și pierde poziția socială. Nu voia să-și imagineze ce ar însemna ca fetele lui să se vadă lipsite de confortul în care crescuseră. Și a zis deci că cel mai bine ar fi fost să plece undeva departe și să aștepte să treacă valul de violență și persecuție. La vârsta lui văzuse multe și știa că, mai devreme sau mai târziu, balanța politică se întoarce în direcția opusă, totul era să rămâne nevăzut până se normalizează situația nici nu se punea problema să plece la casa patriarhală de la Fei, unde era prea cunoscut și urât, dar și-a amintit de niște pământuri ale nevestisii în drum spre Lerida, unde nu fusese niciodată. Proprietatea asta, care până acum nu i-a dusese niciun venit, doar probleme, putea fi salvarea. Era vorba de niște dealuri plantate cu măslini, unde trăiau câteva familii de țărani săraci și înapoiați, care nu-și văzuseră răstăpânii de atât amar de vreme, că nici nu mai credeau că aceștia există. Aveau acolo și o casă mare, urâtă și pe jumătate ruinată, ridicată pe la 1500, un cub masiv, ferecat precum un mormânt, cu scopul de a-i apăra pe locatari de nevălirile maurilor, soldaților și bandiților care devastaseră secole în și regiunea, Thomas a socotit că, oricum, era preferabil închisorii. Puteau rămâne acolo câteva luni, așa că a concediat aproape toți servitorii, a închis casa pe jumătate, restul rămânând în grija major domului și au pornit la drum cu mai multe trăsuri, pentru că trebuia dus și mobilierul strict necesar. Diego a asistat la exodul familiei cuprins de presentimente rele, însă Thomas de Romeu l-a liniștit cu argumentul că nu avusese funcții în administrația napoleoneană și că prea puțin fusese la curent cu prietenia care îl legase de Chevalier, drept care n-avea de ce să se teamă. Uite că odată mă bucur că nu sunt cineva, a zâmbit în timp ce și a rămas bun. Juliana și Isabel habar n-aveau de situația în care se găseau, așa că au plecat ca în vacanță. Nu pricepeau de ce tatăl lor le duce așa departe de civilizație, dar erau ascultătoare și n-au pus întrebări. Diego a sărutat-o pe Juliana pe amândoi obrajii și i-a șoptit să nu dispere, căci despărțirea avea să fie scurtă. S-a uitat la el nedumerită. Ca multe alte fraze pe care i le insinua Diego și aceasta a rămas de neînțeles. Nimic nu i-ar fi făcut mai mare plăcere lui Diego decât să însoțească familia la țară, așa cum îi ceruse Thomas de Romeu. Ideea de a petrece o perioadă departe de lume și în compania Julianei era tentantă, numai că nu putea părăsi Barcelona, tocmai acum. Membrii, dreptății, erau extrem de ocupați, trebuind să ajute masa de refugiați care încerca să plece din Spania. Era nevoie să fie ascunși, să li se facă rost de transport să fie trecuți în Franța traversând Pirinei sau trimiși în alte țări europene. Anglia, care luptase cu zel împotriva lui Napoleon până la victorie, îl acum pe Ferdinand al VII-lea și, cu rare excepții, nu oferea protecție dușmanilor regimului său. După spusele maestrului Escalanti, niciodată, dreptatea nu riscase mai mult să fie descoperită. Inchiziția devenise și mai puternică decât înainte, avea puteri de pline pentru a apăra credința cu orice preț, însă cum linia care îi despărțea pe eretici de opozanți era neclară, oricine putea cădea în ghearele ei. În anii în care Inchiziția fusese abolită, membrii societății secrete neglijaseră măsurile de siguranță, convinși că într-o lume modernă nu mai era loc pentru fanatismul religios. Credeau că timpurile în care oamenii erau arși pe rug trecuseră definitiv. Acum plăteau pentru optimismul exagerat. Diego era atât de absorbit în misiunile, dreptății, încât nici nu se mai ducea la cursurile colegiului de umamoare, unde educația, ca peste tot în țară, era cenzurată. Mulți dintre profesorii și colegii lui fuseseră arestați pentru că și exprimaseră părerea. Erau zilele în care umflatul rector al Universității din Cervera a pronunțat în fața regelui această frază, definitorie pentru viața academică din Spania, departe de noi obiceiul funest de a gândi. La începutul lunii septembrie a fost arestat un membru al dreptății, pe care maestrul Manuel Escala Antil ținuse ascuns acasă la el mai multe săptămâni. Inchiziția, ca braț al bisericii, evita vărsarea de sânge. Metodele cele mai frecvente de interogatoriu erau instrumentul de tortură care scotea oasele din încheieturi și arderea cu fierul roșu. Nefericitul a mărturisit numele celor care îl ajutaseră și la puțin timp după aceea maestrul de scrimă a fost arestat înainte de a fi dus în sinistrat răsura a stăpânirii, a apucat să vorbească doar cu bătrânul servitor, care a fugit să-l anunțe pe Diego. După o zi, acesta a aflat că pe escalantinul nu-l duseseră la Ciudadela, cum se proceda în cazul deținuților politici, ci la un fort din zona portului, urmând să fie transportat la Toledo, unde era centralizată sinistra birocrația Inchiziției. Diego l-a căutat imediat pe Julius Caesar, cel cu care se luptase în tabernaculul societății secrete în ziua inițiem. E grav, a spus acesta, pot să ne prindă pe toți. Nu o să reușească niciodată să-i smulgă ceva maestrului Escalanti. Au metode infailibile, pe care le au pus la punct timp de secole. Au pus mâna pe mai mulți dintre ai noștri, au deja destule informații. Cercul se strânge, trebuie să dizolvăm societatea o vreme. Bine, dar domn Manuel Escalanti, sper, pentru binele tuturor, să apuce să-și ia viața înainte de a fi pus la cazne, a suspinat Julius Caesar îl țin într-un fort din oraș, nu la Ciudadela, trebuie să-l salvăm. Să-l salvăm? Imposibil. E greu, dar nu imposibil. Am nevoie de ajutorul organizației. O vom face chiar în noaptea asta, a spus Diego și s-a apucat să-i expună planul. Mi se pare o nebunie, dar merită să încercăm. Te vom ajuta. Iar maestrul trebuie scos din oraș fără amânare. Firește. În port va aștepta o barcă. Vâslașul e de încredere, cred că o să treacă de pază și o să-l ducă pe maestru la un vapor care ridică mâine ancora pentru Neapole. Acolo va fi la adăpost. Diego a suspinat la gândul că niciodată n mai multă nevoie de Bernardo ca acum. Treaba avea să fie mult mai serioasă decât a pătrunde în casa cavalerului Duchamp. Nu era simplu să ataci o garnizoană, să anihilezi paza, câți or fi fost oare, să eliberezi prizonierul și să-l duci nevătămat la barcă fără să fii prins. S-a dus mai întâi la conacul aliei de Cales, pe care îl studiase atent la fiecare vizita sa. Și a lăsat calul pe stradă și, nevăzut, s-a strecurat prin grădină până în curtea de serviciu, plină de porci și păsări care și așteptau rândul la tăiere, albii de spălat, cazane de fiert albiturile și frânghii pe care se uscau rufele. În fund erau șoproanele trăsurilor și grajdurile cailor. Locul mișuna de bucătari, servitori și lachei, ocupați toți cu treburile lor. Nu s-a uitat nimeni la el. A intrat în șopron, a ales trăsura potrivită și a așteptat ghimuit în ea, sperând să nu fie descoperit de vreun rândaș. Știa de la eul aliade că a ales în persoană că la ora 5 suna un clopoțel care chema servitorina la bucătărie. Era ceasul la care stăpâna locului oferea o gustare armatei de servitori. Câte o cană cu ciocolată spumoasă cu lapte și pâine. După o jumătate de ceas a sunat clopoțelul și cât ai zice pește curtea s-a golit. Vântul i-a adus aroma plăcută de ciocolată și i-a plouat în gură. De când familia plecase la țară, se mânca tare prost în casa de Romeu. Grăbit, știind că nu dispune decât de 10 sau 15 minute, Diego a desprins blazonul de pe portiera trăsurii și a înșfăcat din cuier două tunici din eleganta uniformă a Keilor. Erau niște livrele din catifea albastră cu guler și căptușeală, stacojie și nasturi și epoleți aurii. Ținuta era completată cu gulere de dantelă, pantaloni albi, pantofi negri de lac cu cataramă de argint și un brâu roșu de brocart. Cum spunea Thomas de Romeu, nici Napoleon Bonaparte nu se îmbrăca atât de luxos ca servitorii Eulaliei. După ce s-a asigurat că nu era nimeni în curte, Diego a ieșit cu Prada, s-a strecurat printre arbuști, a încălecat și a luat-o la trap. Acasă la Thomas de Romeu rămăsese trăsura cea hodorogită, prea veche și fragilă pentru a fi luată la țară. În comparație cu oricare dintre cele ale donei Eulalia era o ruină, dar Diego socotea că pentru neric și în grabă nimeni n-ar fi băgat de seamă în ce hal era trebuia să aștepte asfințitul soarelui și să-și măsoare timpul cu multă grijă, de asta depindea succesul acțiunii. După ce a bătut blazonul în cuie pe ușa trăsurii, s-a dus în pivnița cu băuturi, pe care majordomul o ținea sub cheie, o piedică neînsemnată pentru Diego, care învățase să deschidă orice închizătoare. A scos un butoiaș cu vin și l-a scos fără probleme și sub ochii servitorilor, care nu s-au mirat, crezând că Don Tomas îi lăsase cheia mai bine de patru ani păstrase Diego flaconul cu sirop de a adormit, primit de la bunica bufnița albă ca dar de plecare și cu promisiunea de a-l folosi doar pentru a salva o viață. Exact ceea ce și propunea să facă acum. Acum mulți ani, cu ajutorul poțiunii, părintele Mendoza amputase un picior și el amorțise un urs. Nu știa cât de puternic avea să fie drogul dizolvat în tot vinul din butoi și dacă avea să aibă efectul pe care îl spera, dar trebuia să încerce. A vărsat deci siropul în vin și l-a amestecat, rostogolind butoiul. Au sosit în curând și doi membri ai dreptății, care și-au pus perucile albe de la cheu și livrelele de uniform ale casei de cales. Diego s-a înveșmântat ca un prinț, cu ce avea mai bun, haină de catifea cafenie cu pasmanterii de aur și argint, guler de blana, cravată cu plastron prins într-un ac cu pearl, pantalon de culoarea untului, încălțări cu catarame aurite și pălărie cu boruri largi. Așa au ajuns cu trăsura în fața garnizoanei. Era noaptea adâncă în clipa când a bătut în poarta slab luminată de niște felinare. Cu glasul puternic al cuiva obișnuit să păruncească, Diego le-a spus celor două santinele să cheme un superior. Acesta s-a prezentat în persoana unui ginofițeraș cu accent andaluz, care a fost impresionat de eleganța zdrobitoare a lui Diego și de blazonul de petrăsură.